primarial trimise de zona Veja. Din 152.1, în neutrări primei identificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, proiect inițiat de domnul primar sau o persoană. Referat de aprobare cu privire la propunerea de modificare a indicatorului bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2022. Subsemnat, având în vedere raportul doamnei de Miliar, la consilier superior cu atribuții de contabil în cadrul compartimentului buget finanțe la aparatul de specialitate al primarului Comunei Nemelul de Tubacăruș, având în vedere prevederi legii 273/2006 privind finanțele publice locale, articolul 49, alineatul 567, legea 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 și HCL 6, numărul 6 din 8 februarie 2022, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, precum și a referatelor înaintate de către compartimentele de servire. Poate devenitul 25.000 de lei, amenzi la bugetul local, poate de cheltuieli 25.000 de lei, administrație publică locală, diferite obiecte de inventar pentru deservire și lucrări de întreținere a spațiilor verzi. Deci banii ăștia au revenit în urma completării bugetului cu suma din anul. Au fost niște bani care au fost descărcați de pe Chisiu.ro sau POS, nu știu, în interiorul după ședința de Consiliu, când am aprobat bugetul. Dacă sunt discuții? Asta e la punctul numărul 1. Dacă nu, supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, trecem la punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție, construire, soclu și amplasare, gust, privind locală, în ciuna școlii de finanțare, de tăbăcare, din satul Emeu și Comuna Emeu, județ Bacău, parte din domeniul public al Comunei Emeu, județ Bacău. Proiect inițial de domnul primar sau amplasare. După cum știți, luna aceasta, luna Lumachei, s-a sărbătorit 139 de ani de la nașterea marelui om de cultură, născut în comuna noastră, Grigori Tăbăcaru, școala din Hemeuș, a cărui nume îl poartă, iar am hotărât, în urma discuțiilor pe care le-am mai avut cu parte din Consiliul Local, cu conducerea școlii, și e și o legislație în acest sens de la Ministerul Culturii, școala a cărui nume trebuie să poartă numele personalității locale. Da. La noi este vorba de Grigori Tăbăcaru și am luat decizia de a construi un bust cu un postament, bust făcut în 2016-2017. Da, așa. Și acum ne-am consultat, am văzut ce documentații ne trebuie, ce documentații trebuie să implementăm și v-am dus la cunoștință când cu referat de aprobare. O să dau citire referatului. Referat de aprobare la proiectul de hotărâri privind construire și amplasare bus Grigori Tăbăcaru în incinta școlii gimnaziale Grigori Tăbăcaru din satul Hemeu și Plada Gării, numărul 1, comuna Hemeu, județul Bacău. Achiziția studiului geotehnic, studiului topografic, documentații tehnică pentru obținerea autorizației de construire de ATC-PTOE, documentație pentru obținerea avizurilor specificate în certificatul de urbanism, documentația tehnică pentru execuția DTH și aprobarea avizului de anexat. Domnilor consilieri, ținând cont de solicitarea școlii gimnaziale Grigori Tăbăcaru din satul Emeu și comuna Emeu și cu privire la construirea unui soclu și montarea unui bust comemorativ în cinstea omului de cultură Grigori Tăbăcaru în incinta școlii, în baza prevederilor legale legii 50/91 republicată cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, ordinului 839/2009 republicat cu modificările și completările ulterioare privind normele metodologice de aplicare legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, articolul 41, 44, 45, legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale și cu completările și modificările ulterioare, articolul 136
alineatul 8, ordonanța de urgență 57 pe 2019, ținând cont de devizul general anexat la proiectul de hotărâre privind cheltuielile necesare realizării investiției mai sus menționate în valoare de 10.430 lei cu TVA, în care C plus M 41.030 lei cu TVA, întocmit de domnul Sârbu Alexandru, Constantin Alexandru. Supun spre dezbatere, aprobare și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiție, construire și amplasare cu Grigore Tăbăcanu în incinta Școlii Gimnaziale Grigore Tăbăcanu din satul Emeș, strada Gării numărul 1, Comuna Emeș, județul Bacău, achiziția studiului geotehnic, studiul topografic, documentații tehnică pentru obținerea autorizației de construire de ATC plus DTOE, documentațiile pentru obținerea avizurilor specificate în certificatul de urbanism, documentația tehnică pentru execuție, PTH și aprobarea de vizul general anexat. Materialele pe care le-ați primit, ați avut aici anexate de vizuri și toate cheltuielile, achiziția buscului și toate... O mică intervenție, nu apare în deviz achiziția buscului, de-aia este prinsă pentru că nu există articol de deviz pentru achiziționarea buscului. Dar el este preț și achiziție. La C plus M aici, nu? Da. Adică cuprinde inclusiv costul de buscului. Dar dorește cineva să... Domnule primar, vă rog, trebuie să avem în vedere și monumentul din incinta parohiei Hemiuș. E înclinat într-o parte și ulterior o să vedem anul viitor, o să ne ocupăm și de chestia asta, dacă facem anul ăsta. Să intervenim și la acel monument. Da. Este, într-adevăr, l-am văzut și eu, monumentul Grigore Tăbăcaru, că erau niște contradiceri pe tema asta, că este născut la noi, că nu este născut la Hemiuș, că este înmormântat la Hemiuș, ba că nu este înmormântat, deci după unele teorii, așa reieșea. Până la urmă s-a demonstrat și am demonstrat că această personalitate face parte din comuna noastră, este un om cu care comuna Hemeiuș se poate mândri și chiar trebuie așezat la loc de cinste. Da, spune-o, cine este pentru? Împotrivă, cine? Trecem la punctul 3 de ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție, lucrări de preexistențele a 20 de vechi, Elești, avea salonul, raport pe teritorii din Parc Hemiuș, cu complex sportiv Hemiuș, în vederea implementării proiectului construire complex sportiv stat Hemiuș, Comuna Hemiuș, județul Bacău. Proiectul inițiat de domnul primar să vă mulțumesc. După cum știți, nu știu dacă cu o parte dumneavoastră am reușit să ținem legătura, a fost câștigată licitația la complexul sportiv la CNI, nu știu, cred că de vreo două săptămâni în urmă, am luat legătura cu proiectantul. Ca măsură de dus la îndeplinire prin avizul dat de cei de la EON, este mutarea stâlpului de înaltă tensiune de pe domeniul public al comunii noastre, din incinta și amplasamentul terenului, că așa au fost amplasat la vremea aceea, nu știu ce nu am plasat și cum l-am plasat, dar asta e. Ăla a fost locul pe care l-am găsit, pe ăla am construit. Schimbarea poziției stâlpului de înaltă tensiune. Asta a fost măsură lăsată în avizul de la EON. Trebuie dusă la îndeplinire ca să nu încurcăm constructorul în ceea ce privește desfășurarea activității de construire a complexului. Așa, la proiectul de hotărâre privind lucrări de coexistență de linie electrică LEA 20 kV, Gherăiești Aviasan, un acord pentru HIT Park Hemeuș cu complex sportiv Hemeuș în vederea implementării proiectului construire complex sportiv sat Hemeuș, Comuna Hemeuș, de Bacău, achiziția studiului de fezabilitate, studiul geotehnic, studiul topografic, documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire de DAC, documentația tehnică de execuție PTH-ul, documentațiile pentru obținerea avizurilor specificate în certificatul de urbanism și a avizului anexat. Domnilor consilier, la nivel de OAT Hemiuș, este în derulare proiectul construire complex sportiv sat Hemiuș, Comuna Hemiuș, județul Bacău. Pentru acest obiectiv a fost eliberat certificatul de urbanism numărul 180 din 23.07.2020, prin care s-a solicitat obținerea mai multor avize, printre care și aviz la amplasament SC Delgaz Vid SA. Societatea SC Delgaz Vid SA a emis avizul de amplasament condiționat numărul
10.338.427 din 24 a 9 a 2020, deoarece pe amplasamentul unde se va construi complexul sportiv este traversat de linia electrică aeriană de medie, de tensiune medie la MIT MT. Pentru a obține avizul favorabil sunt necesare lucrări de coexistență la linia electrică Gherăiești-Aviasanul, racord PTH cu parcul Hemeuș, cu complex sportiv Hemeuș. Ținând cont de anexa la ordinul ANRE 239/2019 privind norma tehnică cu delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice privind traversările și apropierile față de terenurile de sport și zonele de agrement, articolul 3.1.8, așa, prevederile legii 50/90 republicată cu modificările și verificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile articolul 44 alineatul 1 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, în temeiul prevederilor articolul 36, articolul alineatul 3 și alineatul 8 din ordonanța de urgență 57 privind codul administrativ, devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului mai sus menționat, valoare totală de 201.622 de lei cu TVA, din care ce pusem fără TVA întocmit de societatea SC Direct Group Solution Bacău. Supus pe dezbatere și aprobare, Consiliul Local proiectul de hotărâre pentru obiectivul de investire, lucrări de coexistență la linia electrică de 20 kV Gherăiești-Aviasan 1, racord PTH Parc Hemeuș cu complex sportiv Hemeuș, în vederea implementării proiectului construire complex sportiv, sat Hemeuș, Comuna Hemeuș de sub Bacău, achiziția studiului de fezabilitate, studiul geotehnic, studiul topografic, documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire de ATC, documentația tehnică de execuție, PTH, documentațiile pentru obținerea avizurilor specifice în certificatul de urbanism a devizului anexat. Discuții dacă sunt pe tema acestui punct. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Trecem la punctul 4, de când ne zim proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutare de urgență, conform legii 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Proiect inițiat de domnul primar. Da. E vorba de 3 decese, un ajutor de urgență a unei persoane bolnavă și cu probleme financiare și un ajutor unui fermier la care i-a ars tot nutrețul în și strânsura de la animale în luna lui februarie. Și am propus, am citit referatele, anchetele sociale de aici. Am venit așa, cu propunere. Pentru deces, suma de câte 1.000 de lei pentru fiecare. Pentru Cristian Gicu, tot 1.000 de lei. Pentru Gervase Dan, 500. Și pentru bucătarul Liviu, 5.000. Da, dacă sunt discuții... Am zis că dăm la fiecare să putem să mai dăm și la alții. Nu e ca la 6 din 4, 9, dar e o sumă toată la 1. Nu știu ce mai... Da, de-abia de la început. Suntem de-abia la 1 martie, la sfârșitul martie. Da, la primul trimestru. Da. Să punem la vot, cine este pentru? La ăsta, la Gervasă, eu cred că mai trebuie să puneți. Are niște datorii. Domnul, am înțeles, trăiești într-o pensie de 1.000 de lei, cum trăiesc foarte mulți cetățeni. Da. Vă arăt scrisoarea lui care o înainte, noi de 10 pagini, și cât scandal a făcut, că nu i-a ajutat și nimeni nu l-a ajutat. Și eu știu că data trecută, când nu i-am dat. Da. Are 1.000 de lei pensie. De fiecare dată când a venit de la primărie, câte o problemă, domnul Roman, numai sub influența băuturilor alcoolice și numai cu panala m-a venit. Dar sunt mulți cu 1.000 de lei, foarte mulți. Pensiune. În afară de faptul că și-au luat ajutorul din încălzire. Da. Poate le și copii. Are de plătit, e singur, el nici nu știu dacă are mutații pe acolo. Mama s-a murit, el... Deci de asta vă spun, dacă îi dăm și 3.000 de lei lui, tot nu-l ajută cu nimic.
Nu, adică mai este că dacă îi dăm banii lui în mână... Ajutoarele astea sunt de încurajat. El are de plătit, domnule, la lumină are 2000 de lei. Nu, dar nu va plăti, nu va plăti, pentru că la lumină acolo nu trebuie să-i plătească odată toți. Da, nu știu. Ce dovezi de plată are până în data de... Păi au luat ajutorul prin încălzire, nu știu de ce nu s-au dus să plătească. Eu n-am nimic cu el. Da, îl ajutăm. Da, da. Dar sunt mult mai necărziți care nu... Vine toată ceară. Domnule, toată ziua vine cu... Domnule, ajutați-mă, da. Dați-mă. Eu mai da veșine, îl mai ajută. Păi ca. Vine nimic ca e bun de muncă, dar... Bun de muncă nu-i bun. Nu-i bun că e bolnav cu capul. Pe ăla nu poți să-l lași. Păi dacă... Da, dar uitați-vă la... La dar nu-și face părtea lui. Dacă bolnav cu capul, nu ar trebui să bea. Exact. Nu știu, eu nu l-am mai văzut. Îi aduce mâncare de primul oraș. Iar zic, vă spun că îl țări cu mâncare, vin de la caritabile, de la biserici. De chiar vreți să vă spun. Nu, mai avem pe stradă. Și atunci, pensia, pe ce se duce? Își plătește, eu știu, și are el de plătit acolo și își face, și sunt mâncări. Eu n-am nimic, îi dăm 1000 ca la gelat. Ia uitați-vă cât de fac eu. Nu știu, dați, îi dați 1000 sau să nu-i dați. Citiți materialul. Vedeți ce scrie aici. Eu vă spun așa, ca și un om și ca și ăsta, întoarcem capul, suntem în altă parte. Noi, pentru că banii ăștia, eu sunt obligat să-i dau în mâna lui domnul... Da, da, da. Casiera îi dă bani în mână. După aia, cine îl poate verifica dacă a plătit acolo unde are datorii? Nu există niciun mod de constrângere. Să vină cu... Ajutoare de urgență stau o singură dată pe an pentru diferite ocazii și nevoi speciale, în caz de urgență. Mai avem câteva zeci de familii. Avem cazuri pe stradă și la noi și nu au nimic. Îi dăm mâncare noi, vânelul ăsta, nu duce mâncare și aia. Și nu avem niciodată să ceară. Forță majoră, adică incendiu, calamități. Nu, mă refeream la mult de constrângere vis-a-vis de cheltuirea banilor, adică... Dar ce să-l constrânge? Moarte. Păi să știi, da, asta zic, să știi că ajung banii măcar acolo unde trebuie. Și pentru ceea ce îi cer, dacă nu putem... Și nu poți să direcționeze pe aici. Nu, mai când o murim mamă. Să deci eu vă spun că trăiesc în zona respectivă. Când o murim mamă, să bine. Când o murim mamă, să da, când o murim mamă, să i-am mormântat eu. Fără nimic, fără m-am dus, am luat unde am luat și ce am făcut. Pentru că n-aveau cum, veni sorsa din pușcărie, ziua când o mormântat o pe bătrâne. Iar el era așa cum e. Și a rămas în situația în care e ca după război, dar el acolo, dar... Și mai ești probleme mentale? Mai ești probleme mentale? Are probleme cu capul, are. Hai să aprobăm mii și ca... Dar a venit la tine acolo. Dar rămas mai departe. De unde vine că nu-i dau bani? Păi da. Mai departe să se poată susține, da. Toată lumea așa judecă, nu dai de la tine. Ținând cont că Gervasă cred că nu mai fi de vreo 2 ani, 3, cu ajutoare. Dar sunt unii care vin în fiecare an și eu îi da. Nu zic nimic. Nu zic nimic. Știți că și eu eram ce pot și aveam. El e abonat. Dar uitați zona de la dispensar și până în stație și peste tot, dacă îi măturată, plantate flori, în curtea dispensarului tunde cu cositoarea, mătură tot timpul prin față pe acolo. Când vezi un om de ăsta că face ceva, dar nu cuiva ce stă potrivit. Eu n-am nimic de... Mai dă tu la asta de la mine pe la magazin. Nu fac de câteva ori. De Cristian ziceți, da? Da, așa au fost la Hipac, tot așa, la Sfinturință, așa. Iar vreau să vă spun că avem niște cazuri în Ilieci, gen Bărăsa, Valentinca, oameni mult mai amărâți, Valentinca, nu știu dacă are, nu știu ce pensie are femeia aia, și tot la fel trăiește, îi ducem când și când. Și Hider, Gheorghe. Și Hider, Gheorghe sunt, și nu vin să ceară niciodată.
Uite, e Milinița Iorga, a venit și are pe strada la Milinița. Sunt populează de cazuri. La Milinița Iorga nu are... Ce să aibă? Ce să aibă? Da. Păi nu-i soția Ceaunarul? Ceaunarul a murit și a rămas în... Laurențiu Unii. Laurențiu e plecat, dar acolo mai văzut cineva? Cum să? Ce-l arăt eu pe Facebook. A, pe Facebook. Dar la mamă sa, nu. Sunt multe, dar sunt oameni cu bun simț. Sunt oameni cu bun simț. N-am nimic împotrivă. Asta nu înseamnă că... Vă ocupați ca banii ăștia, vă luați angajamentul în fața Consiliului Local. Eu dă banii ăștia să ajungă unde trebuie. Dar nu-i gestionez eu banii. Sau măcar la EON. Domn primar. Da, la EON. La EON aș putea să vină cu chitanță. Noi vrem să creăm un precedent, să nu suntem o unitate de binefaceri. Noi vrem să ajutăm un om, să-l ajutăm la necaz, să-l ajutăm când are nevoie, dar să fie ajutorul cel pe care îl dorim, nu să bani pentru alții. Trebuie să înțeleagă că sunt multe persoane în situația lor. Exact. Și nu am trebuit să... Sunt oameni în situații mult mai grave, dar care nu vin să ceară. Nu vin să ceară. Haideți, dacă să aprobăm acum aceste sute și după aia, dacă dovedește că el se poate gestiona cu banii ăștia... Dar nu mai vreau, n-ai cum să... Da, nu-i dea mai mult, sau nu știu, zic și eu. Dă-i un mai mult, dă-mi bine, lege. De 500 să-și plătească, că zici tu. Nu de 500, după toți ăștia să plătească, că până când el... Noi dăm 1000 de lei ca să lucre, ăsta nu se compară. Nu se compară. Și la Cristea sunt... Da, hai să spunem la voce. Cristea e mai bun zona asta, domnule. Lucrezi este mai din zona asta, de la mine, la magazin, că... O face fără probleme. Dar așa cum s-are, domnule. Am primit abținere. Trecem la punctul 5, după urmea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statul de funcție pentru o parte de specialitate a primarului Comunei Vioși de Subacou, proiect din seara de domnul primar. Doamne secretar. Deci propunerile care sunt făcute pentru organigrama și statul de funcții în anul 2022 sunt următoarele. La compartimentul financiar, contabilitate, venituri și buget, se ocupă funcția publică de consilier clasă 1, gradul profesional asistent, de către doamna Gabriela Petri, prin recrutare. Se transformă funcția publică de execuție de consilier clasă 1, gradul profesional asistent, în consilier clasă 1, gradul profesional principal, ocupat de doamna Mihaela Condurache, prin promovare. La compartimentul poliție locală se transformă funcția publică de execuție de polițist local, clasă 3, gradul profesional asistent, în polițist local, clasă 3, gradul profesional principal, ocupat de doamna Daniela Tiliban, prin promovare. La compartimentul urbanism, achiziții publice și investiții, se ocupă funcția publică de execuție de consilier clasă 1, gradul profesional asistent, ocupat de Iulian Burchelea, prin recrutare. La compartimentul asistență socială și resurse umane, se ocupă funcția publică de consilier clasă 1, gradul profesional asistent, de către doamna Gabriela Zanfiroiu, prin transfer la cerere. La compartimentul de servire se transformă funcția publică de execuție vacantă de muncitor calificat în administrator. Se redenumește compartimentul Secretariat Stare Civilă, Juridic și Arhivă și devine compartiment Secretariat Stare Civilă, Juridic, Arhivă și monitorizare proceduri administrative. Cam astea sunt... Dacă sunt discuții în această linie, dacă nu, supunem la vot cine este pentru, împotriva, abține, unanimitate, pentru celor punctul 6, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale către Asociația Grupul de Acțiune Local GAL, la Revise, proiect inițiat de domnul primar. Subsemnatul, în calitate de primar, având în vedere raportul de specialitate al domnului Burghele Iulian, consilier asistent în Banul Departamentului Urbanism, Investiții și Achiziții Publice, întocmit pentru aprobarea cotizației anuale către Asociația GAL la Revise, în baza prevederilor legale numărul 217, legii 217/2006 privind finanțele publice, prevederile ordonanței urgențe 57/2019, prevederile ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificări și completări ulterioare, adresa numărul 117/24/3/2022, comunicată de către Asociația GAL, plaiurile vizite înregistrate la Primăria Hemeiuș, cu numărul 3804 din 24/3/2022. Propun Consiliul Local de Hemeiuș să aprobe proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației în cuantum de 25.000 lei anual către Asociația GAL.
Știți că anul trecut, 2021, am aprobat 35.000, anul ăsta am mai redus-o la 25.000. Domnul primar, există, nu știu, un aport de activitate, ceva cu privire la activitatea asociației? Da. Da, pentru că această asociație, grupul de acțiune locală, Ploaiele Bistriții, se desfășoară pe raza 7 UAT-uri. Din aceste fonduri, de aceste fonduri au beneficiat în prima fază 5 primării, acum Șerahova și Mărginenii vor beneficia, la fel și societăți care desfășoară activitate pe raza comunii. La noi, da, avem o situație clară. Știu că noi am luat buzul prin cap. Am văzut la fel, dar... Sperăm să ni se mai dea niște fonduri, pentru că ce se întâmplă? Trebuie să se cheltuie banii care sunt pentru OAT-uri, dar în același timp trebuie cheltuiți banii și pentru societăți și asociații. Ori, acești bani pentru asociații și societăți nu prea au fost cheltuiți. Vă întreb din următorul motiv. Înainte de ce bine nu corespundea nimeni. Când trebuie să ai... Toți s-au amânat, toți s-au amânat acum, da, da. A fost zona agricole, acum s-au luat. Da, sunt societăți. Matuși încă o societate de la Lirieci care au depus pentru niște utilaje, am înțeles. Alte asociații, alte galuri au investit, am observat, și în promovare. Adică s-au promovat, au ajuns către operatorii economici din zonele respective. Eu nu știu cât știu de această asociație de pe teritoriul Comunei Hemeiuști. Știu foarte mulți că asociația e înființată de prin 2013-2014, nu știu, până în 2016. Da, da, dar de unde strânge 100 de hectare ca să dea un utilaj? De unde... De întrebam, dar pentru restaurante, pentru pensiuni, pentru că nu zona turistică, la nu știu ce... Zona noastră nu e declarată zona turistică. Am fost la o întâlnire, când a fost ministrul turismului la Slănic Moldova, dacă ați văzut deja apele de... Da, s-a primării. S-a primării și au fost deja, o și primit titlul. Ne-au zis să ne uităm în ghid. Noi putem să ducem la îndeplinire. Sunt niște pași care trebuie să-i facem pentru a declara comuna noastră comună turistică și atunci putem beneficia și de alte... Da, de... Noi am primit mult, domnul primar, nu suntem zonă turistică, dar am văzut că ei au implementat, cred că acum vreo 2-3 luni, un proiect gastrotur. Și nu suntem zonă turistică. Deci proiectele implementate de ei ar trebui să corespundă cu necesitățile operatorilor economici de pe zona respectivă. Da. Mai e un aspect. De câte ori avem întâlniri cu Galul, deci am avut organizat și aici la primărie, în urma invitațiilor vin doar 2-3. Invităm 10, 15, 20 și vin 2-3 la discuție. Dar poate nici ei nu se promovează suficient de bine, domnule. Ba, noi chiar am sunat și am chemat persoane. Da, deci nu mă refer la dumneavoastră. Ei ca și asociație. Și ei și au făcut la noi. Am avut de multe ori cu asociațiile agricole, cu firme care au fost interesate, chiar noi ne-am ocupat și am zis să vină la mine, să vină aici, la noi, la comun. Și am chemat, dar nu de fiecare dată s-o lega ceva. Pentru că și axele care au fost date n-au fost tocmai cele mai potrivite pentru situația economică și a mediului de afaceri din comuna noastră. Dar avem publicat și acum la gazetă, nu știu pe ce axe sunt bani. Este publicat la aici, nu știu dacă nu a fi scris aici. Dar nu prea urmare și nimeni. Da, noi ne dorim să mai prindem ceva bănuți, că aici a fost discuția, că n-am vrut să mai cotizăm, pentru că dacă eu am luat 65.000 de euro acum 4 ani, și de 5 ne chinuim, dacă dau câte 35.000 câțiva ani, îi dau bani înapoi. Și atunci ori mă retrag un gal, ori ne mai dă și altceva. Atunci am mai scăzut suma de cotizații. Luăm rate. Vorbim de aproape. Da. 2 miliarde jumătate din bani publici de la toate comunele plus Consiliul Județean pe an. A, e o sumă, totuși. Pentru cheltuieli salariale e destul de mare, zic eu. Da, pentru că mai e un bani din bani și de la... Păi, asta zic eu. Bun. Da. Supra la vaccine este pentru... Împotriva, abține...
Trecem la punctul 7, vreau zic, proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Comunilor din România. Proiect din care e domnul primar. Aceeași problemă, ca și la Crucea Roșii, ca și la Asociația Comunilor, ca și la DIS, ca și la ADIP, ca și la toate asociațiile astea. Suntem asociați, dar suntem și cotizanți, membri cotizanți. Da. Aici este vorba de suma de 1500 de lei. Începând cu 2018, nu s-a mai modificat. 2018. Dacă sunt în discuție pe această temă... E vorba de numărul de locuitori, în funcție de numărul locuitori pe comun. Dacă nu supunem la vot, ce este pentru? Împotriva, abține. Treceam la punctul 8. Achiziția se ocupă? Cum? Zona turistică, achiziția, cât de la achiziții? Achiziția de la achiziții. Și dacă e venit aici pe punctul 8 de pe proiect de aprobare a construirii mărilor teren de și clădini suprafață de 1550 metri pătrați din traglam comunii pe județul Bacău, aparținând domeniului public al comunei, identificat cu numărul cadastral 66.403, proiect inițial de domnul primar sau. Da. Mai concret, aici este vorba de dezmembrarea terenului care îl avem în curtea dispensarului, că este un tot unitar. Separăm un dispensarul nou de cel vechi. Să dau citirii materialului, subsemnat în calitate de primar al Comunii Himeiul, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 129 alineatul 2 litera C din Ordonanța de Urgență 57 din 3 iulie 2019, în vederea deslipirii imobilul cu numărul cadastral 66.403 în suprafață de 1550 de metri, cu două construcții C1 și C2, situat în satul Himeiuș, comuna Himeiuș, statul Ion Simionescu, numărul 44, în două corpuri de proprietate. Din necesitatea închirierii concesionării unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al comunei Himeiuș, care să genereze noi venituri la bugetul local. Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Himeiuș proiectul de hotărâre privind aprobarea deslipirii imobilului cu numărul cadastral 66.403 în suprafață de 1550 metri cu două construcții C1 C2 situate în satul Himeiuș, comuna Himeiuș, județul Bacău, stadionul Ion Simionescu 244, în două corpuri de proprietate astfel. Corp de proprietate 1 care va cuprinde clădirea cu numărul cadastral 66.403 C1 și terenul aferent și corpul de proprietate 2 care va cuprinde clădirea cu numărul cadastral 66.403 C2 cu terenul aferent. Aici aveți și schița, dar probabil că le-ați văzut în materialele care le-ați primit. Întrebări, discuții? Intenționăm din dispensarul vechi să concesionăm terenul, să construim o farmacie cu cei de la Salofar. Să avem de raza comunii noastre un asemenea brand. Mergul interiorul și construcția, nu? Da. Da. Le concesionăm terenul, da, punem terenul, nu? Am înțeles, da. Ei ne vor da bani prețul de evaluare, plus construcția. Noi investim noi în construcție. Și demolăm. Noi, atâta, o să cheltuim, o să ne coste demolarea. Demolarea, iar construirea o va face pe banii lor cu suprafață terenului concesionată. E un lucru bun. Un lucru bun, vor veni bani la buget și din impozitul pe clădiri. Dar s-ar trebui să facem clădiri în salofarul ăsta sau se face o nu, direct. Nu, se va face licitare. Dar ei sunt cei care ne-au solicitat la ora actuală. E benefic pentru noi așa. Cu atât mai mult dacă mai vine și altcineva la licitație, va crește prețul. Întrebări, discuții, cine este pentru, împotrivă, abține? Noi așa intenționam să construim o farmacie nouă, dar e mai bine să construim o farmacie pe banii al cuiva, nu chiar fiind banii noștri.
Deci la punctul 9, proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Hineiuș în Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei pentru activitatea desfășurată în anul 2021. Mai concret. Doi consilieri. Trebuie să propunem doi consilieri care să facă evaluarea secretarului general al comunei. Domnul Iulian Tancă. Nu. Nu, că nu e vorba de școală. Dar nu contează, asta n-are nicio treabă. Nu, dar nu e vorba de școală. Stați-o numai la sunteți să mă aștept, dar numai pe școală? Nu e vorba de școală. Se vede politica educației se face. Nu. Domnul Pasu. Da, n-am fost eu la el. Sunt domnul Sorin. Pe faceți propuneri, nu punem la vot. Când vrem, când nu vrem, asta e. Sunt domnul Sorin. Prima propunere e domnul... Dar tot de asta, când sunt domnul Sorin. Nu se întâmplă. Vă trimis raportul de evaluare la semnal. La studiu. Ce s-o semnale de asta? Nu e problemă. Toată viața aveți înainte. La cine suntem domnul Tancău? Și lăsăm pe domnul Sorin. Da. Răspundeți că nu o să vină la tine. Să-l dau 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 să-l dau. Se dură pe lanța... Trebuie dacă pe cineva să vină până acolo, dacă e nevoie să vină. Marius, da. Bine, bine. Să leagă cu cele astea până la poate. Dar la cum se zice cu oameni cu de joc? Cum se zice cu oameni cu de joc? Cum? Marius? Modificare strângerea de consiliu local privind anexa la... contractul de asociere. Aici, pe scurt așa, ne-am preluat drumul județene în ideea de a construi trotuare și șanțuri. Între timp a apărut proiectul cu stații de reîncărcare. Ori predarea lor nu a fost făcută pentru acest obiectiv. Și atunci am cerut acordul lor. Ne-au trimis consimțământul, numai că trebuie să dăm o hotărâre de Consiliu în care să aprobăm și noi. Ei sunt de acord, dar să aprobăm și noi și anexa. Da. Subsemnați Rusu Daniela și Gălean Liviu din cadrul compartimentul cadastru, comunicator, stradală, administrația românilor cu privat și protecție. Având în vedere referatul de aprobare a primarului, din 8.3.2022, prin care se aprobă modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local, în conformitate cu articolul 121 aliniatul 2 litera C din ordonanța de urgență 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ, ținând cont de hotărârea Consiliului Local HMEUR numărul 114 din 16.12.2021 privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții pentru achiziționarea serviciilor de consultanță, întocmirea cererii de finanțare și elaborare documentației studiu de fezabilitate pentru accesare fondului nerambursabil pentru administrația fondului din mediu. Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi privind
promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, stații de încărcare pentru vehicule electrice în localități. Având în vedere adresa Consiliului Județean Bacău, Serviciul Public Județean de Drumuri, numărul 3139 din 10-3-2022, prin care acesta se exprimă acordul privind completarea proiectului contractului de administrare cu respectarea prevederilor alineatului 4 al articolului 221 de ordonanța de urgență numărul 43/97, considerăm oportună supunerea spre aprobare a Consiliului Local Hemeiuș a proiectului de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Hemeiuș numărul 65/31-8/2021, în sensul adăugării la lucrări ce urmează a fi efectuate și lucrări de construire stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localitatea Hemeiuș, care va fi situată pe DJ119B, numărul cadastrat 67703, stradă Ion Simionescu, în dreptul imobililor cu numărul 324-328. Cu schița și cu documentația în spate. Dacă nu sunt discuții, spune la vot cine este pentru, împotriva, abține. Trecem la... Ia-mă un pic, Viorica, cu acestea. La punctul 11, proiect de hotărâre privind avizarea... Dacă o sunt cine știe cine are treabă și mai tare să-l duc. Avizarea documentației planului urbanist izolat pentru obiectiva sa de locuințe, prăjmuire, teren și raportul utilități din proiectul digital, este care ne-a simenat spus la Hibne și Comunii Universității Bacău, aflat în proprietatea domnului Patrick Gabriel și Patrick Cadea. Proiectul inițial de domnul primar. Din partea domnului Patrick, avem pe cineva? Bine, avem. Spunea că vine cu doamna proiectantă. Nu știu, ați citit raportul. Haideți să dau citiri raportul, poate eu. Referat de aprobare asupra proiectului de hotărâri privind avizarea documentației planului urbanistic zonal pentru obiectivul ansamblu de locuințe prejmuit teren și raport utilități tehnico-edilitare în stradă Ion Simionescu, sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, aflată în proprietatea domnului Patrick Gabriel și Patrick Camel. Domnilor consilieri, prin cererea numărul 2383 din 22-2022, beneficiarii terenului în suprafață de 17.334 m2, Patrick Gabriel, Patrick Camelia, au solicitat hotărârea Consiliului Local Hemeiuș cu privire la avizarea documentației planului urbanistic zonal în vederea realizării obiectivului ansamblu de locuințe, împrejmuire teren și raport de utilități tehnico-edilitare, strada Ion Simionescu, sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș de Zubacău. Terenul ce va fi reglementat prezintă imobilul cu suprafață de 17.334 de metri, având categoria de folosință arabil, identificat cu numărul cadastrat 67077, aparținii proprietarilor mai sus menționați, conform contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub numărul 597 din 2-3-2017, emis de notar public Cristudor Elena și a actului de deslipire identificat cu numărul 2160-19-7-2019, emis de notar public Cristudor Elena. Conform planului urbanistic general al comunii, aprobat din cu HSL numărul 25 din 15-4-2021, terenul se află în intravilan. Terenul este delimitat la nord-vest de teren proprietate Zanfir Ștefan, la nord-est de terenul cu numerele cadastrale 62.420, 62.414, la sud-est de teren cu număr cadastral 60.692. Iar la sud-vest de terenul cu numele cadastrale 66.028, 67.553 și drum în cote indiviză cu număr cadastral 65.599. Funcționarea existentă a zonei stabilită prin planul urbanistic general al comunei pentru amplasamentul solicitat de către beneficiarul Patrick Gabriel și Camiele este de zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare și are următoarele funcțiuni. Funcțiunea dominantă a zonei, locuințe individuale existente sau propuse cu regim de înălțime parter, parter plus un etaj, cu caracter rural. Funcțiuni complementare admise în zonă, instituții publice, comerț și servicii, spații verzi amenajate, accese pietonale, carosabile, parcate. Utilizări permise, locuințe sociale și colective, locuințe sociale și colective în blocuri individuale sau unifamiliale, cu plate sau înșiruite, cu un regim
minim de B plus 1 e locuințe, unii familiari cu regim de înălțime B, B plus 1 e, dotări publice de interes general, comerț și servicii sociale, profesionale, completări, modernizări, reparații capitale și extinderi în toate subzonele, construcții necesare funcțiunilor complementare locuințelor, afectarea unor spații la parterul locuințelor sau amenajarea unor spații independente pentru comerț și servicii necesare pentru satisfacerea cerințelor zilnice ale locuitorilor, activități nepoluante și cu un volum mic de transport. Utilizări interzise. Locuințe pe parcele ce nu îndeplinesc condiții de construibilitate, suprafeță minim 200 de metri și front la stradă 12 metri pentru locuințele cuplate sau izolate și 150 metri pătrați, front la stradă 8 metri pentru locuințe înșiruite sau restricție temporară sau definitivă de construire, unități poluante, generatoare de noxe sau pericole tehnologice, exploatări de zăcământ. Indici maxim admisibil pot 30% cu 0,9. Ce înseamnă pot, ce înseamnă cut, ca să înțeleagă toți colegii. Procentul de ocupare a terenului? Da. Și cutul coeficient de utilizare a terenului? Indici maxim. Maxim. Ăștia nu trebuie să depășească 30% și 0,9%. Pentru reglementarea indicatorilor urbanistici maximali, a fost necesară întocmirea unui studiu urbanistic, plan urbanistic zonal și al unui regulament local de urbanism aferent, inițiat de proprietarii Patrichi Gabriel și Patrichi Camelia cu fonduri proprii. Obiectul documentației constă în rezolvarea și aprofundarea problemelor funcționale, tehnice și urbanistice din zona cu scopul de a reglementa o parcelare în mai multe loturi și asigurarea accesului la aceste loturi, de a stabili valorile maxime ale indicatorilor urbanistici. În vederea amplasării locuințelor, este necesară reglementarea unei parcelări în loturi construibile, care să fie accesibile dintr-o zonă de circulație cu un prospect conform legislației în vigoare și care să asigure accesul autoutilitarilor de pompieri, ambulanțe, colectarea gunoiului, etc. Prezentul studiu este inițiat în baza certificatului de urbanism 206 din 5-8-2021, emis de Primăria Hemiruș și pentru care a fost obținut avizul de oportunitate numărul 7 din 16-2022, emis de Consiliul de Țean Bacău. Prezentul studiu va rezolva următoarele obiective principale. Retragerile față de limitele de proprietate. Aliniamentul viitoarei construcții în raport cu parcelele învecinate. Procentul de ocupare al terenului, potul. Coeficientul de utilizare al terenului, cutul. Regim de înălțime. Înălțimea maximă admisă și înălțimea la cornișa viitoarei construcții. Crearea de funcțiuni mixte sau complementare zonei studiate. Anumite zone de protecție a împrejmuirilor, accesele auto și modalitatea de raport cu drumul județean DJ-119B, alți parametri specificați în certificatul de urbanism, protecția mediului. Prin planul urbanistic zonal inițiat, sunt propuse construirea unui număr de 57 de case, se vor respecta prevederile avizelor solicitate prin certificatul de urbanism numărul 206 din 5-8-2021 și avizul de oportunitate numărul 7 din 16-2-2022 emis de Consiliul Județean Bacău. Prevederile planului urbanistic zonal și a regulamentului local de urbanism inițiat de către proprietarii Patrichi Ioan și Patrichi Camelia devin aplicabile. Patrichi Gabriel, nu eu. Așa scrie aici. Foarte bine. Era cuvântul numai la dumneavoastră. Indiferență, eu sunt cu ei, el e cu ei. Așa. Devin aplicabile și operaționale numai după aprobarea definitivă de către Consiliul Local Hemiruș. În temeiul prevederilor articolul 136 alineatul din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâri privind avizarea documentației planului zonal pentru obiectivul ansamblu de locuințe prejumiri teren, raport de utilități tehnico utilitare, stat de Ion Simenescu, județul Bacău. Mai precis, de unde începe și unde se termină proiectul.
Începe fiecare în drumul județean sau după schița aici se mai văd mai semnificat? E într-adevăr drumul județean, că scrie și în studiu de oportunitate cu 7.5, că adâncime de, nu știu sigur, nu limește pe de rost nici 100 și ceva. Pe conform planul, așa, așa, da. Nu pare ca fiind acces direct în drumul județean. Și mai folosește dânsul o fost al lui 7.5 și scrie acolo în raportul meu. Dumneavoastră ați citit referatul, domn primar? Da, ia să vă spun. La raport acolo am scris că intră din DG pe o adâncime de 7.5 și după aceea se lărgește pe 9 metri și merge până la capăt spre... Păi și de ce nu sunt 9 metri cap coadă? Avem 7.5 intrare sau nu se lărgește la 9 metri. Da, spune așa. S-a propus prin avizul de oportunitate ca accesul la parcele pentru locuințe să se facă din strada Ion Simionescu prin drumul în cotă indiviză, da, cu numărul cadastral 65919, propus a fi prelungit în interiorul amplasamentului, propus a fi reglementat. Pentru drumul în cotă indivizie existent, număr cadastral 65918, se va menține gabaritul de actual de 7.5 și se va amenaja conform propunerii din circulație de 9 metri. De 9 metri. Păi da, dar lungimea drumului total de cât e? Nu scrie nicăieri. 200 și cât. Care e planul? Nu e pe planul, da, nu. Păi de aici până în linia ferată. Păi niciun loc din toate, niciun loc din la capăt, domnul primar. Dacă nu vrei la capăt, te duci până... 400 metri? Între drumul județean și linia ferată. 400 metri. Dacă permiteți, noi nu avem un regulament general de urbanism aprobat în acest moment, nu? Avem regulamentul. Păi, în ceea ce a precizat domnul primar anterior, ne-am citit că domnul Patrick stabilește regulamentul general de urbanism. Practic asta reiese din nu, ceea ce a precizat domnul primar. Deci orice plan urbanistic zonal este însoțit de un plan urbanistic local. Deci acest spus nu, va avea... referam la regulament de urbanism, era o precizare... Da, el există planul urbanistic general al comunii care e aprobat anul trecut în 1 aprilie. Aprobat același timp. O dată cu fugă. Nu este da. Cel local. Poftim? Zic, nu este pentru... Nu este pentru puzul lui Patrici. Este pentru planul urbanistic general al comunii. Da, și dânsul o solicita și un... Adică a făcut și un regulament de urbanism. Nu mă învii, domnule. Să vă mai fac o precizare. Bilanț teritorial, teren generat, generator, puz 17.334. Locuire, 17.334, 100%. Propus, metri pătrați, 12.500. Spații verzi, 406 metri pătrați. Tehnico-utilitare, 225 metri pătrați. Pentru circulație, drumul va avea 4.199 de metri pătrați. Total, 17.334 de metri pătrați. La capătul acestui teren i-a lăsat un spațiu verde de cât scrie acolo, 400 de metri pătrați. Dar care era? Aproape de care era, da. Și acolo se vor juca copiii. La care era? Da. La care ferată. Da. Cel ce mai bine. Propunerea dânsului, da, înțeleg. Făcută din propunerea arhitectului împreună cu... Eu am lucrat și cu arhitectul, că doamna Beorea nu a mai fost. Își asumă și asfaltarea dânsului. Adică asfaltează drumul sau las cum a lăsat domnul Tocilu pe Cristi? Bolovanii aia mari, nu mai pot intra oameni, abia merg mașină pe acolo. Vorbim de 30 de case acolo, 35. Eu bătaie din joc. Nu, acolo, aici, aici. Eu bătaie din joc ce-o făcut acolo, domnul Tăcilu. Trebuie citit-o ca coadă, ce eu propus. Nu am observat material. Deci, și asfaltare. Dar spune la televizor ca... Și ce face? Deci, de autorități de Deci vorbim de
volumine asfaltată pentru 37 de case. Dar de ce nu face locul în mijloc? Și după aia vin la primărie, domnule, de masă. Exact, sunt loc pentru o casă. Dacă nu e adevărat protecție. Neapoi de două. Doar urbanismul? Lău să coincidă cu locul de asta, nu știu că nu e asfaltat. Haideți să vorbim. Da, vorbim să vedem dacă, așa că nu se înțelege nimic și nici nu putem trage concluzii. Domn primar, vorbim de un lot de 200 de metri, 203, 204 metri pătrați. Nu vorbim de un cartier de case sau de un ansamblu, acolo vorbim de o colonie. De asemenea, nu-i precizat asfalt. Cum să aprobăm așa ceva? No, vorbim de 57 de case, nu a venit proiectantul aici să putem să-i adresăm întrebări. Îmi pare rău. Da, mamă, nu are. Dacă nu spune nici de utilități, am trebuit. Dar ce înseamnă utilități de tehnico? El, prin acest spus, este obligat să ducă apă, canalizare. Asta vreau să știu, dacă energia electrică și gaze. Mă gândeam că e prevăzut doar energia. În condițiile în care noi nu am predat apa și nu știm ce are pune la dispoziție, nu am predat canalizarea, nu știm ce promisiuni va face, o să ne prezent cu oamenii, o să cumpere. Dar se pe bună bază a ceea ce au numit. E o problemă cu locul de joacă sau de spațiu verde. Dar la mijlocul, e posibil să fie nevoie de un nou transformator de curent în zonă. Vorbim de 57 de case cu un anumit. E posibil ca rețeaua de apă să nu facă față, iar ceilalți consumatori să aibă probleme. De asemenea, e posibil să apară probleme și cu canalizare. Exact. Nu să ai posibilitatea că montau fost septic. Cei care stabiliți la această dată. Vreau să vă mai informez că în zonă se vor mai construi cel puțin pătrile, după cât știu, are 40. Auziți? Haideți să vorbim. Deci trebuie mărită suprafața. Nu se poate tonete făcute. Gata, haosul o să trebuie să termine. La 400 de metri. Deci, dar la tot ce la bun, asta e haos. Tonete lângă tonete, casă lângă casă, nu se poate. Când o să fie zăpezi de mare, acum iar nu le zblânde. Și ce o să facem după aia? Păi dacă o să convină să ia foc toate casele la rânci, săracii ăia care o să ia pe 25 ani, ce o să facă? Oricare ar putea fi... Văzut ce era ieri. Ce ai de pe crimă? De la pătru care a fost. Nu e de glumit cu asta. Trebuie să se ceau. Nu am trebuit de bani. Dacă rețeaua de canalizare pe Simionescu nu merge 5 metri. Gleața la 7 se întrage. Păi dar așa lege, dacă voi să facă știi 50 metri. Da, aici avea cea de 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 Trei abțineri. Patru. Cinci. Cinci abțineri? Încă o dată. Abțineri, da. Cinci. Împotrivă? Doi, patru. Trei. Cinci, da? Totuși, vorbim de niște oameni care sunt cu 30 de ani în primar și... Deci cinci abțineri, cinci împotrivă, unul tot nu iese. Nu,
Aici. Dar trebuie să reglementăm posibil local, regimul construcțiilor ăsta. Da. Suprafață minimă, restul maxim. Suprafață minimă, restul maxim. Și nu se poate. Acum, să o luăm așa. E o familie, vine un copil. În curtea lui, vrea să-i facă și copilul. Da, dar nu e o problemă. De e o problemă, mai înțelegi. Dar nu știu dacă facem un obicei. Dar nu se poate fără asfalt, domn primar, pe 400 de metri lungime. Nu se poate. În contextul în care noi nu putem interveni să asfaltăm ulterior, pentru că e în proprietatea, în cota individă a fiecărui. Mai este un aspect. Și gira și la bani. Și nu poate. Va fi o rezolvare. Iar în ordonanța 57 nu e clar cu preluarea. Mai... poate face prin donații. Nu știu dacă ascultă, mai este un aspect. Dacă are ipotecă de la acolo, dar nu mai poate face. Are condiții, deci fără ipotecă. Păi da, dar mai bine așa, 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 nu se poate spune, domnul, mai este un aspect. Fiind suprafața limitată la 200 de metri, fiecare din viitorii beneficiați sau proprietari, să numim, vor parca mașinile în față, vor bloca mașina din noi, da? Apărea altă problemă, nu? Așa măcar mai are posibilitatea să bate și o mașină, măcar să faci un trotuar acolo. Poate să bate domnul Meronul la Ion Simionescu. Trebuie să aduce 400 de metri, da? 400 de metri să aduce. Da, asta și asta, da? Și să aduce domnul Meronul, da. Și mă ne-a dat. 200 pentru că extinzându-se zona de construire din nou, avem aceeași situație și aici, pe strada grădinarilor câmpului, se vor face casă, că și aici avem tot la fel, faliment, are vreo 10 în construcție, am luat încă o suprafață, în fine, sunt mai mulți care și-au cumpărat aici, nu e nicio problemă. Să putem să intrăm pe grădinarilor cu sens unic și să ieșim pe câmpului. Dar pe câmpul nu puteam ieși pentru că au intabulat până în linia ferată. N-au mai lăsat nici zona de siguranță. Nici zona de protecție. Pe de o parte. Partea asta la alta avem zona despre mărgineni. Unei zone construibile și toată lumea își construiește pe deșeul. Iar nu avem pe partea alaltă nicio cale de acces. Trebuie să ne gândim să facem ceva pentru viitor. Nu vor fi probleme într-un an, doi. Dar în 5, 6, 10 ani ne vom confrunta cu problemele care ne confruntăm. Deja sunt pe prelungirea crinului, domnul primar. Prelungirea crinului pe lângă linia ferată și în stânga și în dreapta, strada hidrocentralii. Strada hidrocentralii nu o dată sau de două ori. Sunt comentarii și vedem tot timpul că dar la noi când asfaltați, dar la noi când puneți iluminat public. Nu putem pune. Am răspunsul de la CFR. Așa, unde zona de siguranță e 20 de metri. Și că sunt probleme cu linia ferată, cu bariera, e belea. Pe lângă linia ferată sunt cabluri și marcaje și tot felul de instalații ale lor, nu ne permit construire. Ei s-au bucurat, s-au făcut o casă, că în anii 90 fiecare dornic de a veni de la țară de la oraș la țară, pe proprietatea lui bunicul, pe proprietatea lui tata, și-au construit o casă, că așa era normal. În schimb, acum ne confruntăm cu probleme. În momentul de față este alimentație electrică de la Avicola. Am înțeles că Avicola, într-un an de zile, nu o să le mai dea curent electric. Ce o să facem cu ei? Păi da, dacă nu puteam să... Trebuie să găsim tot cu CFR-ul, trebuie să găsim o înțelegere, să ajungem la o înțelegere. De asta am discutat cu cei de la Consiliul Județean, o să mergem într-o audiență cu personalul specializat de la noi și cu cei care răspund de aceste probleme, să găsim o soluție și să vedem să ne putem adresa și CFR-ul, și cui mai putem, EON-ul, la toți cei care sunt implicați, toți factorii care trebuie să ia decizii, să găsim, să putem da acest regulament de ordine interioară. Că va trebui să avem străzi cu sens unic. Pe grădinarilor sunt 4 metri. Stâlpii de la EON și gardurile oamenilor, pe partea stângă. 100 de metri. După care deja vor face, noi n-am făcut 7 metri jumate, 8, până în capăt, la Meluță. Că acolo va fi strangulat la ieșirii. Să ieșim pe câmpul pe lângă linia ferată, nu putem decât o porțiune, că după câți drumuri private. Și ce facem atunci? Când avizez 5 cartiere cu câte 20 de case, sunt 100 de case. Sunt 100 de mașini dimineața. Nu, se aglomerează.
Și la 200 de metri pătrați, unde să bagi mașina în curte? Nu mai zic din nu știu. Și au bicicletă acolo. Să vând casă, numai rămâne o bicicletă. Nu știu, părerea mea că trebuia cu puzurile astea, când s-a aprobat puzul nostru de 292 de hectare, trebuia gândit câte 100, câte 100 din 10 în 10 ani, și altfel era evoluția. Așa ne-am trezit dintr-o dată cu 50% din suprafața comunei trecut în intravilană. Și va trebui să ne gândim de pe acum, îmi pare rău și de acest investitor, pentru că sunt convins că are credite, are oameni angajați, și-au făcut niște planuri, să vină cu doamna să găsim soluția cea mai bună, să-i putem da drumul să plece la treabă. Nu putem să-l blocăm. Nici nu putem să-l blocăm. Nici asfalt nu. Nici nu puteam să-i dăm drumul așa, dar nici nu puteam să blocăm, pentru că până la urmă și găsească soluții, exact. Amiază. Cum era? Au făcut aia niște linii, cum azi toate străzile erau, că lumea au înghesuit și au venit toți cu gaturile. Da, uitați, vă dau un exemplu, că trec de la Bărbat. Avem proiectul PCNE-1, primul proiect lucrări în prima urgență. Nu mă pic dacă mă ascultați, închei, promit că închei, nu vă mai plictisesc. Primul proiect al nostru cu lucrări în prima urgență. Toate bune și frumoase, am luat avizii, am luat planurile de încadrare, am trimis schițele cu teren, tot cărțile funciare. Când să luăm autorizația de construire, am constatat că sunt suprapuneri pe două drumuri. Între timp, câteva din persoane și-au făcut intabulări. Au intabulat, dar nu ținut nimic cont de drumul nostru. Acum, când să emitem autorizația de construire, drumul nostru are 2,20 m, nu mai are 4 m. Dă drumul la autorizație. Ce face? Pentru că legea permite. Și atunci vezi tot pe cetățeni comentând, dar strada mea când o asfaltez? Păi când o asfaltez? Primăria ce poate să facă dacă tu te-ai dus și ți-ai făcut cadastru peste domeniul public? Când cedează din cadastru respectiv. Păi da, dar poți să ții o stradă cu 50 de case pentru 3 care și-au făcut chestia asta? Și sunt căpățânați, nu vor? Asta e cei ca proprietar nu sunt vinovați, sunt vinovați cei de la oficii, de cei care au făcut măsurătorile. Pe strada grădinarilor am vrut să merg 800 de metri, să facem proiect pentru asfaltări. N-am putut, pentru că am trimis adrese ca și pe nisipării, ca peste tot, și n-au vrut. Și undeva pe la 400 ne-am oprit, noi n-am mai putut să înaintăm cu drumul, cu drumul cu suprapunere. Și o să vină, când o să vadă că se toarnă asfalt, singur o să înceapă să fie revoltați că pe strada lui, de ce nu se face? Păi cine vrei să-ți facă dacă sunt tu... Sunt case pe puțuri de captare, a. Da, el are gardul normal, domnul colonel. Deci el n-are nicio problemă, gardul e tot la limita proprietății. Numai cu intabulat 71 metru, 60 de drum. Au, sunt proprietăți și pe linia ferată, asta, știi? Drumul are 3 metri jumate de tot. Și-a mai intrat și un metru și ceva, înțeleg. Da, de asta spun, sunt foarte multe probleme și ușor. Și stăm de 2 săptămâni, ne batem capul să-i căutăm pe proprietari, că nu sunt în zonă, ne așteptăm localitate, ca să meargă la notanță de a declarație. Mai luat și aia. Thank you.